Oamenii de afaceri se întâlnesc la TVR Internațional. În ediția de astăzi vă prezentăm două povești de succes. Petras Bio este o afacere de familie începută la Deva în 2006 de soții Gabor din iubirea pentru pământ, cereale și oameni. Cei 20 de angajați își desfășoară activitatea într-o hală nouă echipată la standarde internaționale. Echipa reușește să obțină peste 150 de produse diferite, toate certificate bio și ecologic. De la paste făinoase, cereale, orezuri, zahăr, fructe uscate, la semințe germinate din care se fac snacks-uri, muesli, făinuri. Acestea sunt comercializate atât pe piața internă cât și în Europa. La ora actuală, firma este lider în sectorul european al produselor germinate și crude, o piață de ultranișă aflată în dezvoltare. Istoria societății Maricel Prod.com, specializată în producția de încălțăminte și articole de marochinărie, începe în urmă cu 20 de ani. Cei 10 specialiști confecționează manual pantofi din piele, modele concepute astfel încât să fie trainice, comode și în același timp în pas cu moda. Produsele sunt vândute prin intermediul celor două magazine din București, prin comenzi online și în târgurile de specialitate. Rămâneți pe TVR Internațional, vă așteptăm întrebările și sugestiile. Bun găsit, stimați telespectatori, la prima ediție a afacerilor de succes din acest sezon. Ați văzut firmele, să vă prezentăm și invitații. Domnul Marius Gabor, administrator Petras Bio Deva, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc. Și domnul Maricel Oajdea, directorul firmei Maricel Prod.com București. Bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Prima întrebare o fac de 13 ani și din totdeauna spun telespectatorilor, sper să nu îi plictisesc, când merg până alte țări și văd emisiuni de același gen, prima întrebare e aceeași. De ce în această afacere? Să o luăm în ordinea inversă prezentării, domnul Oajdea. Cum ați ajuns în această afacere? Fiecare lucru este așezat la locul lui sau, cum să spun, te îndresc spre acel lucru. Adică plăcut, există o chemare așa pentru fiecare, sigur, nu? Sigur, există o chemare. Mi-au plăcut dintotdeauna pantofii, moda, și am încercat să o aprofundez. Firma a fost înființată în anul 1993 ca o afacere familială. Deci eu, soția și doi angajați. Pe parcurs ne-am dezvoltat, ne-am utilat, dar tot 80% se lucrează manual, deci în semi-mecanizat. Ziceți asta așa ca un fel de scuză, dar știți că în afară e foarte căutată producția manuală. Nu se pot face lucruri atâta cam cât s-ar cere. Pentru că are altă patină, are altă căutare, ca să mă exprim așa. Domnul Gabor? Tot așa, legat de destin. Eu am fost 7 ani plecat din țară, acolo am făcut cu totul alte lucruri, însă în toate locurile în care am fost, am locuit în mijlocul unei ferme bio. Așa s-a întâmplat, nu mi-am propus. La întoarcerea în România, am lucrat onorific ani de zile pentru promovarea agriculturii bio. Iar apoi ne-a venit soției mele și cu mine ideea, haide să facem un business în domeniul acesta. Și pentru că nu suntem agricultori, am trecut la procesare. Și cred că am fost cam primii procesatori de alimente bio din România. Mă bucur că am parte să vă avem invitat aici. Ne bucurăm că colega noastră, Raluca Amzăr, v-a descoperit, pentru că eu, având vreo 5-6 ani de zile diabet, tot timpul îi întrebam și tot timpul caut peste tot produse bio, produse curate, produse care să fie așa, știți, să dăm deoparte stresul, să dăm marea, să rămânem cu ceva curat. Când mi-a propus treaba asta, am fost instantaneu de acord, pentru că am vrut și eu să văd cam cum e dinăuntru, ca să zic așa, cu ajutorul filmării. Păi, astea fiind spuse, să rugăm pe doamna regizor Apostol să difuzeze primul reportaj. Sunt
suntem mereu pe fugă, mâncăm atunci când ne amintim și de cele mai multe ori din comoditate preferăm fast food-ul. Hrana procesată, plină de aditivi și conservanți, are efecte negative asupra organismului. Sfatul specialiștilor? Să ne întoarcem la modul tradițional de a mânca, natural și simplu. Avem pe piață investitori autohtoni care dezvoltă linii de produse certificate ecologic, recomandate unui stil de viață sănătos. În minutele următoare vă invităm să cunoașteți un astfel de exemplu. Petra's Bio este povestea unei afaceri de familie începută la Deva în 2006 de soții Gabor din iubirea pentru pământ, cereale și oameni. Inițial, societatea s-a axat pe fabricarea de paste făinoase bio. La acel moment, aproape nimeni din România nu știa ce înseamnă un astfel de aliment. Primii 3 ani au mers în pierdere. Nu erau luați în serios de clienții de pe piețele europene mari. Cu ambiție și răbdare, investitorii hunedoreni au continuat, acumulând cunoștințe în Elveția, Germania și Marea Britanie, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, în 2009, portofoliul a fost diversificat cu cereale, făinuri, orezuri, zahăr, fructe uscate. Un an mai târziu, se obțin semințele germinate din care se fac snacks-uri, musli, făinuri. Întregul lanț, de la cultivarea terenurilor agricole, trecând prin orărit și până la activitatea desfășurată în societate, este certificat ecologic. Materia primă nu provine de pe piața anonimă, ci se cunoaște fiecare furnizor. Aproximativ 100 de ingrediente bio sunt folosite în producție. O parte este din intern, vorbim de cereale și făinuri de grâu, secară, spelta, floarea soarelui, restul din import. Din dorința de a obține alimente de calitate, tehnologia are câteva particularități. Pentru a păstra proprietățile, echipa Petra's Bio utilizează tehnologii cât mai blânde, multe dintre ele concepute după proiecte proprii. Este știut faptul că odată cu creșterea temperaturii, cerealele își pierd din caracteristici, de aceea se lucrează cu grade cât mai mici. În privința alimentelor germinate și crude, fluxul cuprinde germinare semințe, uscare sub 42 de grade Celsius, procesare snacks-uri, biscuiți, musli, din nou uscare la aceleași valori, apoi ambalare. La pastele făinoase nu se aplică doar procedeul comun de extrudare, ci și cel de laminare, prin care fibra aluatului nu este ruptă și nici încălzită. Datorită metodelor de depozitare, cerealele integrale își păstrează calitățile germinative, având un procent de încolțire de peste 90%. Portofoliul cuprinde aproximativ 150 de alimente bio, comercializate în România, dar și în Germania, Marea Britanie, Austria, Spania, Portugalia, Norvegia, Cehia, Elveția, Bulgaria, Belgia, Ungaria. Au devenit lideri în sectorul european al produselor germinate și crude, o piață de ultra-nișă aflată în dezvoltare. Prin natura afacerii, echipa societății este implicată în proiecte de responsabilitate socială. Astfel, fiecare produs vândut susține cultivarea unor suprafețe de teren fără substanțe chimice de sinteză. O altă direcție este educarea angajaților. O dată pe lună sunt organizate cursuri de cultură generală și ecologică. La Petra's Bio se lucrează în sistemul de certificare a economiei pentru bunăstare comunitară, care ia în considerare calitatea activității, dată de încredere, apreciere, cooperare și solidaritate față de angajați, furnizori, așa numita concurență, clienți, mediul înconjurător, finanțatori și în care câștigul nu este un scop în sine, ci doar un mijloc de a le atinge. Cum vi s-a părut? Frumos? A reușit să surprindă esența a ceea ce faceți dumneavoastră de atâția ani? Da, deci chiar un material bine făcut. Mulțumim frumos! Ce se întâmplă? De exemplu, spunea Raluca în comentariu că atunci când v-ați apucat de treabă, în 2006, foarte puțini oameni știau. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, că n-am de ce nici pe dumneavoastră, nici pe ei, dar eu cred că nici acum nu știu prea mulți. Pentru că chiar dacă ani de zile, cum spuneați la început, ați făcut muncă onorifică în a lămuri lumea despre ce e vorba,
cred că cel mai bun lucru era ca noi, televiziunea publică și alții ca noi din presă, să fie lângă dumneavoastră, să facă și ea muncă de asta, pentru că numai așa află lumea despre avantajele unei astfel de alimentații. Credeți că greșesc? Nu, ar fi fost, dar nu a fost să fie. Da, da, dar știți cum e? Când te izbește câte ceva, de-abia atunci îți dai seama. Când dai de câte o treabă de asta, îți merg rotițele și zici, dom'le, dar oare de ce n-am făcut eu mai de mult așa? Oare de ce n-am mâncat eu așa cum trebuie la... Cum a luat ființă toată treaba asta? Cum, în afară de ce ne-a spus la început? Știți cum s-a pus ea pe roate și cum ați ajuns la tehnologiile respective? Primul pas a fost în felul următor. România era și acum 6 ani un producător nu foarte mic de produse agricole bio. Acum stăm mult mai bine, da? Suprafețe mari. Dar nu avem partea de procesare. Se exportă materii prime, ceea ce nu e sănătos. Da? Și pentru nimeni, nici pentru economie, nici pentru... Asta a fost motivul pentru care am început. Pentru că este absurd să iei un produs agricol din România, să-l duci în Germania și să vii aici cu un produs finit. După ce am început acel lucru, diversificarea gamei noastre de produse și tot ce am făcut în continuare a venit practic din întrebările clienților. Noi ne aflăm într-o situație, aș zice, neuzuală. În momentul de față trag clienții de noi. Atâtea cereri avem încât trebuie să vedem, să fim permanent la limita sustenabilității în creștere. Anul acesta, de exemplu, prevăd o dublare a cifrei de afaceri față de anul trecut. Da, ați putut să faceți față cu tehnologia pe care aveți, cu oamenii pe care aveți angajat, sau trebuie să școliți într-una și să vă dezvoltați? Păi, bineînțeles că asta este problema, adică pregătirea personalului, mărirea capacității de producție. Și putem face față. Putem face față. Până acum am reușit. Deci a fost o provocare care a fost deloc ușoară pentru noi să ai creșteri și să nu ai probleme de calitate. Însă am reușit. Și pe lângă aceasta, gama de produse așa, total exotică, germinate și crude, da? Adică luăm semințele, germinăm, le uscăm la temperaturi reduse, raw food sau, da? Sub 42 de grade, să nu distrugem enzimele și după aceea cu ele să faci produse care din nou să fie procesate la temperaturi joase, care să nu aibă niciun aditiv, da? Și care să fie și gustoase. Ori asta n-am avut de unde să învățăm, că nu există o tehnologie clară cum e când faci pâine, de exemplu. Și a trebuit să... sute de probe. Ca orice lucru de început, când nu știi. Sute și sute de probe. Deci asta am făcut la început, până am învățat. Am ajuns să ne dezvoltăm noi propriile utilaje. Deci în momentul de față, o mare parte din utilaje le facem noi. Dar este palpitant. Pe vremea împușcatului se numea procesul de autoutilare și noi ziceam automutilare. Se pare că cea mai bună treabă, și probabil că o să ne spună și dumneavoastră, că e atunci când te descurci tu cu anumite lucruri și când le faci din aproape în aproape, pentru că în astfel de ipostaze e singura soluție. Oricine ar veni din afară îți ia niște regii, îți spune niște cheltuieli, Au început să vină telefoane de la telespectatori, doamna Rodica Bucur din Italia, care este telespectatoare fidelă și că ne face plăcere din totdeauna să primim mesaje de la domnia sa, ne felicită atât pe mine cât și pe dumneavoastră ca invitați, spune că este nemaipomenit faptul că modul de viață sănătos este popularizat în România. Toate cele bune la întreaga echipă, cu mult drag. Doamna Bucur, ne bucurăm... repetiția asta, tautologie nescuzată, dar chiar ne bucurăm atunci când avem de-a face cu astfel de telespectatori și cu opinii ca ale dumneavoastră. Haideți să ne oprim puțin și să rugăm pe doamna Apostol să difuzeze și cel de-al doilea reportaj și între timp le mutăm când la unul, când la altul. Te rugăm!
Istoria încălțămintei a parcurs drumul civilizației fiind influențată de fiecare cultură. La începuturi, pantofii erau proiectați doar cu câteva șnururi pentru a sta pe picior. Primele exemplare găsite în Mesopotamia erau niște învelitori din piele gen mocasin. Pantofii au început să fie bogat decorați abia în epoca elenistică. Romanii au inventat articole potrivite pentru fiecare picior și l-au diferențiat în funcție de sex și rang. Dezvoltarea societăților a impus moda, care a dat naștere stilurilor noi. Chiar dacă astăzi se găsesc pantofi ce înglobează tehnologie de ultimă oră, care au calități speciale pe care producătorii pretind că le oferă, alegerea poate fi dificilă. În minutele următoare vă invităm să faceți cunoștință cu un întreprinzător român ce pune accent pe producția manuală, concurează cu brandurile din domeniu și rezistă în piață. Povestea antreprenorului Maricel Oaștea și a societății sale specializate în fabricarea încălțămintei și marochinăriei începe acum 20 de ani. Perechile de pantofi sunt executate manual de o echipă formată din 10 specialiști. Cu ușurință se observă atenția pentru detalii și maestria cu care mânuiesc ustensilele ce dau viața articolelor. Acestea sunt executate exclusiv din piele naturală, ceea ce conferă piciorului o respirație bună. Modelele sunt concepute astfel încât să fie trainice, comode și în același timp în pas cu moda. Produsele sunt vândute prin intermediul celor două magazine din București, prin comenzi online și în târgurile de specialitate. Fluxul tehnologiei constă în execuția fețelor, lipirea și coaserea acestora de talpă. Materia primă este de calitate, astfel încât elasticitatea și rezistența sunt asigurate. Domnul din imagine are 70 de ani. Dexteritatea cu care decupează materialul îi trădează anii buni de muncă și experiența acumulată. Produsele lucrate manual își pot găsi nișe de piață cu un marketing adecvat și puțin noroc. Cu toate acestea, răspunsul la întrebarea câți tineri vor să învețe meserii de acest tip și câți antreprenori îi apreciază la justa valoare, se lasă așteptat. Pentru mărirea durabilității la solicitările mecanice din timpul confecționării și purtării, dar și cu scop estetic, încălțămintea se căptușește. Simple, duble sau în zigzag, cusăturile sub ansamblelor adaugă rezistența articolului. Urmează mularea pe calapod, etapă meticuloasă prin care se obține forma pantofului și asamblarea tălpii. La final, toate elementele sunt finisate, așa încât aspectul să fie apreciat de consumatori. Cu toate că vânzările și implicit capacitatea de producție au fost afectate de criză, echipa Maricel Protcom nu a diminuat standardul de calitate. Chiar și pe internet, produsele firmei sunt promovate pe site-ul încălțămintedelux.ro. În discuția anterioară, mi s-a atras atenția de către Cristina Lorenz că am scăpat o inexactitate, și anume că firma dumneavoastră a fost descoperită de Ana Ghiur, colega noastră, și că Raluca a făcut reportajul. Uh-huh. E, acum aici trebuie să spun că nu mai există loc de dubii la domnul Maricel, pentru că aici eu am descoperit firma. În ce sens? O dată pe lună, chiar lângă blocul meu, pe Unirii, se așează un cort imens în care multe, foarte multe firme private vin și își etalează produsele. Și acest pavilion, acest târg, cum ar veni cu expoziție, cu nu știu ce, se mută în fiecare săptămână în alt sector, nu? Ar fi așa. E, întrucât acum vreo 3 săptămâni de zile am avut parte, după o lungă perioadă de prezența acestui pavilion, m-am dus și am găsit pantofi cu liră, pe care eu nu-i mai găsisem de multă vreme și care erau cu piele naturală și pe dinăuntru și pe din afară. Iar când am văzut prețul, pur și simplu să-mi scape pantofii de mână, pentru că erau și foarte frumoși, și foarte buni, și foarte ieftini. Și nu știu dacă e frumos să fac așa ceva, dar ia uitați. Chiar în picioare sunt o astfel de pereche de încălțăminte. Am cumpărat două, am dat 200 de lei, că am voie pe acest canal să zic și treaba asta, în condițiile în care în urmă cu vreo câteva luni, aproape un an, am fost la Praga și am găsit unii, firmă mare, firmă bengoasă, vreau să vă povestesc că ăia costau la reducere 120 de euro. Cu reducere. Inițial erau vreo 300 și ceva.
Și nu mă simt în aia cum mă simt în ăștia, știți? Și imediat după ce am plătit, am constatat că cea de-a doua pereche, fiind pe maron, nu mi-era foarte, cum să spun, erau puțin mai strânși. Și atunci am vorbit cu o domnișoară care era acolo, zic, domnișoară, nu prea e cum trebuie. I-am luat, v-am plătit, mi-ați dat bonul, noi avem o campanie pe programul 1 cu bonul fiscal și am mare, mare de ambla să nu, când văd că nu mi se dă bonul, mă apucă spumea. Îmi cer scuze de expresie, dar parcă așa sunt, știți? Și am văzut că și bun. Și atunci domnișoara spune, zice, dar nu e o problemă. În cazul în care nu vă vin, îi luați, îi purtați, vă mișcați până în casă cu ei și nu sunt buni, ori veniți și vi schimbăm, ori dacă nu vă dăm banii înapoi. Și zic, Doamne, dar unde ești crescută tu, domnișoară, de ești ca în vest? Și zice, păi aici, în București. Și zic, uite, asta e cartea mea de vizită, noi facem și emisiuni de treaba asta, de genul ăsta, și m-aș bucura dacă șeful tău ar fi de acord să facem ceva, pentru că și produse bune, și ieftine, și atâta solicitudine, atâta bun simț, atâta, n-am prea văzut de mult. Și așa am ajuns la dumneavoastră. E, și aici, de asta spun că aici nu mai pot să greșesc că a fost Raluca sau Ana Maria, pentru că aici am fost eu. Cum ați ajuns la performanța asta? Pentru că chiar e o performanță. Cea mai mare satisfacție a unui producător, sau cel puțin a mea, este când văd un client mulțumit de produsul care l-a cumpărat. Deci echipa noastră permanent caută să își îmbunătățească stilul sau lucru, să dea mare atenție. Pentru că sunt multe chichițe pe care numai noi le cunoaștem la un produs, la un pantof. De aceea, dacă tot discutam cu colegul despre mâncarea bio, despre produsele bio, așa ar trebui să educăm și populația pentru o încălțăminte sănătoasă, din piele, căptușită cu piele naturală. Nu toate produsele din comerț, care sunt chinezești, care majoritatea, sănătatea, care își fac le încalzi de trei ori, complicații. Avem probleme, au probleme cu picioarele, monturi, tot felul de eczeme. O încălțăminte din piele este exact ca și o mâncare. Deci un pantof bun pentru picior este sănătate curată. Ia uitați-vă. Domnul Tudor din Italia. Felicitări pentru sufletul pe care îl pui pentru realizarea emisiunii. O creștere a economiei nu poate fi realizată decât cu o imagine bună a țării. Cele două merg doar împreună. Atenție la acțiunile de ucidere a câinilor maidanezi. Astfel de gesturi pot duce la creșterea criminalității. Domnul Tudor, aveți mare dreptate, mă și impresionați cu modul ăsta al dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru gândurile bune și pentru felicitări și cred că aveți mare dreptate. La treaba cu câinii atât de complicată și atât de, cum să vă spun, precum rabinul trebuie să dai dreptate și celor care își pierd copiii, dar și celor care vor să aibă grijă de animale. Am mai spus-o și o repet, dacă vreți vă arăt aici, eu n-am poza, cum au mulți, poza copilului sau poza mai știu eu ce. Ia uitați-vă dumneavoastră, am mai spus-o, am mai arătat-o, ce am eu în telefonul meu, știți, care nu mă despar de el nici noaptea. De ce? Pentru că țin la el ca la ochii din cap. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să punem lucrurile să fie așa cum e și la dumneavoastră în Italia. Să le punem pe făgaș ca lumea, fără să ne transformăm în criminali, dar nici să mergem cu copiii noștri la cimitir, iar nu e o soluție. Aș reveni puțin la domnul Gabor. Pentru cei care, știți, au câte o afecțiune, se întâmplă ca doctorii care sunt foarte informați și foarte buni. Am aflat de la Antena 3 zile trecute dintr-un comentariu că la 4 ore un doctor bun din România pleacă în afara țării. Foarte rău. Dar vorbesc la cei care rămân și care spun că anumite lucruri, fără niciun fel de efort, se pot rezolva doar prin mâncare sănătoasă. Cum faceți ca astea 150 de produse care le aveți în portofoliu, cu termeni de ăștia care zici că ești la cum să zic, la minare, dar care sunt reali și care sunt buni și care toți au în vedere să nu cumva să stricați calitățile germinative, calitățile naturale ale produselor? E un know-how care se dobândește în timp.
Acum, eu de meserie... Din experiența dumneavoastră aia de în afară, ați avut resorturi ca să trăiți pentru asta, dar cum? Nu, afară am făcut cu totul alte lucruri și am pornit de la zero. Am înțeles. Eu de meserie sunt inginer electronist. Deci am brăzit-o, e bine. Da. Deci e ceva cu totul nou. Dar știți cum este? Dacă pui pasiune în ceva... Săptămâna trecută am avut doi invitați, amândoi foarte buni în domeniile respective, dar amândoi erau IT-ști. Lucrau în turism foarte tare. Uh-huh. Unul lucrase 25 de ani în Germania, dar când a vrut să vină înapoi în țară, fiind SAS, a găsit turismul și a făcut din el ce n-au făcut alții care au băgat milioane. Și l-a adus la niște perfecte. Și tot așa râdeam după emisiune, că amândoi erau ingineri în IT, dar cu toate astea performanțele lor de neegalat. Păi dacă iubești ce faci, nu? E evident. Da, da, da. Și dacă te apleci, dacă ai grijă pentru lucru respectiv. Da. Cred că asta e unul dintre ingredientele necesare. Da, domnul Oaștea, la dumneavoastră se întâmplă o chestie care mie îmi place foarte mult. Știți că dacă te uiți pe alte televiziuni, nu vezi ca la noi copilași de 20 de ani care spun că sunt experți în probleme economice. Dai drumul la televizor, el începe... Bine, mulți dintre ei sunt foarte buni, dar de la foarte bun până la cale lungă, până să dea lecție, te uiți pe o televiziune din altă parte, vezi că vin oameni cu ambergură, oameni cu experiență... La noi, în ultima perioadă, oamenilor cu experiență parcă au început așa să cineva să le dea vânt. Dumneavoastră, vânt în afară, nu înăuntru. Sigur. Dumneavoastră aveați, cum spunea Răzvan în comentariu, un om de 70 de ani care parcă tăia din priviri materialul. Parcă, cum să vă spun, îl sculpta din priviri. Cum mențineți o astfel de treabă? Pentru că e mare lucru. Problema pentru viitorii ani va fi forța de muncă calificată. Deci cu trecerea anilor nu mai avem meseriași. Absolut. Am discutat cu toți colegii, cu nu știu, la licee, la facultăți. Și chiar la facultăți, ca să vă spun o noutate, sunt student la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi de stat. În anul 4. Facultatea de Pilărie și Textile. Secția Tehnologia și Designul Nici o problemă, dar aici designul, practic, asta produsele să din încălțăminte din piele dacă și înlocuitori. Dacă faceți de 20 de ani produse asemenea, atât de bune. Dar ați văzut ca să aveți o hârtie sau să vă specializați. Dar și în hârtie, esență, dar cred că ar putea în multe domenii, fără să vă cunosc și fără să jignesc profesorii, cred că în multe domenii ați putea să și predați. Când faci o firmă care are asemenea produse, iar eu chiar, credeți-mă, chiar mă pricep când pun mâna pe ceva, mă uit de la un pix. Faptul că am văzut zeci și zeci de țări, unele cum ar fi America, de-astea îndepărtate, Canada, de multe ori, de foarte multe ori, deci nu mai e o dată. Și pe unde m-am dus, nu m-am dus doar așa, știți, să mă plimb, m-am dus, am filmat și am analizat. Faptul că faceți astfel de produse și țineți și, bine, țineți cont la preț și de perioada de criză în care suntem. Sigur. Dar este clar că știți ce faceți. Dar e mare lucru ca să înveți. Zilele trecute vorbeam cu un prieten și care îmi spunea că la 30 de ani n-ar vrea să mai facă o școală, el fiind cu masterat în Elveția, și eu mi-a explicat, zic, bă, lasă-mă în pace, eu la 60 de ani m-am dus și m-am așezat ca orice student în bancă și am stat 3 luni de zile ca să fac cursurile de mediere, pentru că în televiziune lucrurile mergeau prost și merg în continuare, nu merg foarte bine. Și am zis, dacă peste 5 ani ies la pensie, de ce să mă duc cu căciul la mână să mă primească pe aici? Mai fac ceva care să însemne altceva. Și m-am apucat și am făcut cursurile de mediere. Și le-am și absolvit. Așa că e tare bine când... Nu ne încălzește cu nimic o diplomă. Important este ceea ce faci. Corect. Ceea ce știi să faci. Uitați-vă telefoane de la telespectator. Domnul Andrei din Israel, care este foarte vechi și foarte bun prieten al emisiunii noastre, pentru promovarea și popularizarea produselor românești,
ar trebui organizate târguri periodice în orașele importante din fiecare zona României. În acest fel, cei din Dobrogea vor cunoaște produsele celor din Banat, Maramureș și Ilfov, Suceava, etc. Dacă există o rotire a acestor târguri, românii vor cunoaște mult mai bine articolele realizate pe teritoriul României și le vor consuma. Așa este, dar să știți, domnul Andrei, că în ultima perioadă chiar au fost foarte multe târguri organizate și în altă ordine de idei mi s-a spus imediat din regie să vă spunem că trebuie să primiți foarte curând catalogul cu pensiunile din România. A venit consilierul care este tot izraelit ca dumneavoastră, consilierul doamnei ministru Grapini, a luat catalogul și probabil că foarte repede îl veți primi. Domnul Rusu din Madrid, tot telespectator fidel al nostru, și spune așa: a citit în presă despre tine că ai 60 de ani, sănătate și numai bine. Ești printre puținii care faci ceva pentru această țară. Guvernanții doar dau din gură. Felicitări! Mulțumesc, domnul Rusu. Mulțumesc, sunteți un drăguț ca de obicei. Am 60 de ani, mai sărim o leacă și în aprilie fac 61. Vă doresc și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor multă sănătate și mulți ani cu fericire, cu bucurii și să vă meargă bine pe unde sunteți, că de bine n-ați plecat. Ați plecat de cele mai multe ori de rău. Și faptul că vă uitați la noi înseamnă că inima vă e încă pe aici. Hai să mai ne oprim și să mai urmărim un reportaj. Repartiția teritorială a companiilor noduri pe principalele activități ale economiei naționale este o analiză microeconomică ce acoperă 80 de sectoare de activitate. Profesorul Cezar Mereuță a introdus în lucrare criterii cantitative, calitative, de putere și diversitate, astfel încât recomandările să sprijine clasa politică la întocmirea proiectului de regionalizare. București are peste 10.000 de companii noduri, iar județul Mehedinți 213, deci de 54 de ori mai puține. Cifra de afaceri. București are 77 de miliarde de euro ca cifră de afaceri a acestor companii noduri. Mehedințiu are numai 685 de milioane de euro. Deci multiple de 114 ori. Mai departe, densitatea companiilor noduri. București are în jur de 5,5, iar județul Botoșani, ultimul, are în jur de 0,6. Din punct de vedere al diversității, al numărului de activități acoperite de companiile importante, București are 77 din 80, iar Ialomița și Giurgiu au 34 din 80, mai puțin de jumătate. Dezvoltarea regională trebuie să atenueze diferențele economice din prezent. Au fost identificate județe care au companii foarte mari, peste 1.000 de salariați, în număr foarte mic, cu pondere județeană foarte mare. Veritabile bombe sociale în cazul în care companiei respective îi se întâmplă un accident. În Zalău există compania lider a județului, Silcotub, Zalău. Încă profitabilă. Tot județul sălaș are circa 6.700 de șomeri. Această companie are 1.500 de salariați. Imaginați-vă ce se întâmplă când această companie ar cădea. Noi am identificat 12 județe care ar trebui să li se aplice sistemul pe care noi îl numim de monitorizare preventivă a performanțelor. Industria mobilă a înregistrat în 2012 exporturi de peste 1,4 miliarde de euro, de aproape 4 ori mai mult decât importurile. Cele mai multe comenzi au fost din Germania, Franța, Italia, Austria, Olanda și Marea Britanie.
Calitatea și estetica atrăgătoare sunt atuurile producătorilor care au reușit în perioada de criză să mențină aproape 55.000 de locuri de muncă la nivel național. Parteneriatele dintre companii și designerii români încep să fie vizibile, iar la Târgul Internațional de Mobilă, aceștia au avut un stand unde și-au expus creațiile. Prin salonul de avangardă și la inițiativa laboratorului de arhitectură putem vedea o varietate de produse de design românesc care sunt foarte fresh, care se pot, să spunem, compara în orice moment cu creațiile de design internațional. Unul dintre focusurile noastre este evident încercarea de a aduce designul în fața publicului direct în zona comercială. Cum este colaborarea cu producătorii români? Colaborarea este încă timidă, să spunem, dar promite, în sensul în care din ce în ce mai mulți producători de mobilier și de design au început să acorde atenție designerilor români. În primele 5 luni ale acestui an, exporturile către Germania, principala destinație a mobilei fabricate în România, s-au majorat cu 8% față de aceeași perioadă din 2012, conform Asociației Producătorilor din domeniu. Din cele 160 de milioane de euro exporturi în Germania, peste 2/3 a însemnat producția de scaune. Tot mai mulți români apreciază alimentele bulgărești care au început să fie comercializate pe piața noastră. De remarcat este efortul autorităților de la Sofia în promovarea producătorilor de la sud de Dunăre. Manifestările au devenit o tradiție în ultimii 3 ani și sunt organizate de reprezentanții Corpului Diplomatic al Bulgariei în România. Dorim să facem cunoscute consumatorilor peste 20 de companii din industria alimentară, dar și podgorii renumite din țara noastră. O mare parte dintre aceste produse se găsesc pe rafturile hipermarketurilor din România. Toate alimentele îndeplinesc normele cerute de Uniunea Europeană. Expoziția este dedicată colaborării economice dintre țările noastre. Este o șansă de a pune în contact oamenii de afaceri. Românii cunosc bine produsele, deoarece peste 1 milion au vizitat Bulgaria în ultimii ani. Reprezint o companie specializată în preparate pe bază de pește marin. Lanțul de producție constă în pescuit, preparare, congelare și distribuție. Vindem produse fabricate după rețete proprii pe tot teritoriul Bulgariei și dorim să ne extindem în România. Manifestarea organizată de Ambasada Bulgariei este un exemplu și ar fi oportun ca autoritățile române să susțină astfel de expoziții și în țara vecină. Foarte frumoase reportaje. Pe domnul Mereuță sigur îl vom aduce la o emisiune, pentru că pe programul 1, evident, dar care se difuzează instantaneu și pe TVR Internațional, pentru că are foarte, foarte multe lucruri de spus și pentru că vrem să-l aud inclusiv guvernanții. Ați văzut ce spunea adineaori telespectatorul nostru fidel, domnul Rusu, și ar trebui, pentru că este o enciclopedie ambulantă. Doamna Scher din Germania, felicitări domnului Sorin Burtea pentru emisiunile realizate. Mulțumesc mult, doamnă, să rămână. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să continuați să ne răsfățați în continuare cu astfel de programe. Felicitări televiziunii române pentru emisiunile interesante oferite românilor de pretutindeni. Doamna vizionează numai și numai programele televiziunii publice și ne urează numai bine. Să vă dea și dumneavoastră, doamnă, Dumnezeu, tot ce vă doriți. Și dumneavoastră și celor dragi, că meritați. Domnul Corneliu, doctor veterinar din Germania, salutări tuturor, emisiunea dumneavoastră face foarte, foarte bine. Salutări domnului Andrei din Pentru Tenacitate. Așa este, domnia sa are 80 ceva de ani, este plecat de multă vreme din România, dar cunoaște pe alei, aș spune, pe poteci, țara românească. Iar de curând, băiatul domniei sale de 60 ceva de ani a venit și a văzut România și v-am spus-o și mă repet, dar nu îmi pare rău și îmi cer scuze, o fac tocmai ca să vedeți. S-a dus și a văzut aproape tot ceea ce am spus noi și ne-a spus că ne mulțumește din inimă, că n-am mințit cu nimic niciodată. Medicii fără, continuă domnul doctor Corneliu, Medicii fără frontieră fac un apel către veterinarii români să nu-și uite jurământul și să salveze vieți, astfel România va produce monștri. În România, eutanasierea să nu se confunde cu barbaria. Opinia publică a acordat o bulină neagră României. În UE să pedepsește aspru dacă faci pantofi din piele de câine. Am citit asta chiar înainte domnului Oajdea
și a spus că nici măcar nu există. Dar mai bine spuneți asta, a existat vreodată cineva care să facă așa ceva? Nu am auzit de nicio tăbăcărie să prelucreze pii de câine. Nici de pisică, nici. Și mă gândesc că nici nu poate, pentru că este extrem de subțin. Și prin ce tehnologie? Să dai părul jos? Nu, dar nici nu cred că este o idee. E ceva... Domnul Pârvan din Germania, care este telespectator fidel al emisiunii noastre și de mult n-am mai vorbit cu domnia sa, multe emisiuni frumoase ne urează să facem, multă sănătate echipei și mie. Și dumneavoastră, domnul Pârvan, și celor apropiați dumneavoastră și tuturor românilor să vă dea Dumnezeu numai bine. Domnul Gabor, regia mi-a zis că nu vă speculez foarte tare, nu vă las să vorbiți prea mult. Ia mai ziceți-ne, ce vă propuneți? Pentru că mai avem vreo 15 minute, din care 5 minute un reportaj. Ce vă propuneți în continuare? Ce credeți că este nișa pe care ați speculat-o foarte bine? Ce mai trebuie să vă orientați în așa fel încât să fie tot românul să poată să ajungă la un produs al dumneavoastră? Și în același timp ați văzut câte țări beneficiază la export de produsele noastre. Știți cum? Noi facem produse extrem de specializate. Am și, nu știu, făină, orez, mălai, produse din acestea de uz curent. Paste făinoase deja. La noi nu sunt pastele uzuale. Prin tehnologia în sine este un produs de o altă calitate. Da? Dar mai departe, dacă intrăm pe partea de aceea de produse germinate și crude, este o specializare cu totul deosebită. Și este interesant că cererea pentru ele este foarte puternică și ea provine de multe ori de la firme care se adresează persoanelor care au probleme. Deci ceea ce producem noi din acea zonă se situează undeva între mâncare și medicament. Eu nu o vând ca medicament și nu am pretenția de a spune că mă pricep la cum acționează, da? Eu doar fac un produs care are anumite calități tehnologice. Iar apoi specialiștii spun la ce folosesc. Și care știți sigur că nu face rău precum altele similare care nu țin cont de lucrurile astea. Mă gândesc că dacă nu mi le-ar cere. Și acolo trebuie să săpăm în continuare. Și este foarte interesant, de exemplu, zilele acestea dezvolt produse noi cu o firmă din Norvegia și cu o firmă din Germania. Și ei vin cu anumite idei, eu am și eu anumite idei și mergem în dezvoltarea de produs. Este foarte palpitant. Știți cum? Deja nu privesc aceasta ca pe un business. Businessul este suportul pe care există lucrurile astea, că și dumneavoastră, ca să faceți emisiunea, aveți nevoie de o masă aici și de un scaun, nu? Corect. Așa este. Dar scopul emisiunii este altul, nu de a avea mese și scaune. Și la fel și ceea ce facem noi este doar în acea măsură business în care ne ajută să producem și mâine. Ia uitați-vă ce spune doamna Rodica Bucur din Italia, a revenit, cam cum este cu noi. Spune așa că domnia sa crede că succesul echipei noastre este dăruirea, iar ingredientul invitaților care reușesc să scrie povești de succes sunt atât de frumoase, este pentru forța de a nu se lăsa copleșiți de greutăți. Încă o dată, cu mult drag. Și din partea noastră, doamnă, să vă dea Dumnezeu încă o dată tot ce vă doriți, pentru că cum să vă spun, citiți parcă în sufletul nostru, vedeți că fiecare copil de ăsta de al meu aici din echipă ar face, iar vorbesc un cuvânt, și pe dracu ghem numai să vă simțiți bine și numai să facem ceva frumos față de alții, pentru că vedeți peste tot ce avem: crime, violuri, numai lucruri urâte. Noi de 13 ani reușim să fim în casa noastră numai cu lucruri bune. Nu e ușor, dar știm că merită. Domnul Ajdea, cum încercați să ieșiți din impasul ăsta cu forța de muncă? Pentru că e o problemă. Dar sunt sigur că în același timp există. Chiar pe strada dumneavoastră a fost un atelier pe vremuri în care o doamnă, Zoica se numea, făcea niște cizme de vis. Făcea niște lucruri. Deci chiar pe acolo puteți să găsiți. Dar sigur acum sunt mult mai mulți
tentați de ăștia, cum spuneai, să facă bani repede, să... Da, ușor și repede. Da. Care să sperăm în următorii ani, cu ajutorul Guvernului, Ministerul Educației, să reînființeze școlile profesionale și de meserii. Da. Da. Pentru că nu sunt locuri de muncă, deci trebuie să facă ceva tineretul. Se vor mări și salariile, să sperăm. Viața este scumpă, într-adevăr. Dar meseria este grea. Da. Domnul Lucian Păduraru din Italia, tot telespectator fidel al emisiunii noastre, ne spune așa: tot respectul pentru emisiunile pe care le realizați. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați răspuns foarte prompt la solicitarea pe care am făcut-o săptămâna trecută. Felicitări televiziunii române! Mulțumim mult, domnul Lucian Păduraru, și mai ales pentru faptul că vă uitați la noi, că băgați din banii noastre, câștigați mânuța în telefon și ne sunați și ne spuneți, și pentru că recunoașteți ceea ce nu fac mulți atunci când facem lucruri bune. Omul zice mulțumesc, boda prost, te crede că îi se cuvine și la revedere. Sunt și deștelați și pentru asta vă mulțumim. Mai avem un reportaj, de fapt mai avem două, dar nu o să difuzăm decât unul. Și o să vedeți un vernisaj iară de suflet. Ce au în comun arta și medicina? În aparență, sunt două lumi diferite, în care fiecare actor este, după caz, un vindecător al sufletului sau trupului. În realitate, domeniile se îmbină perfect. O dovedește vernisajul expozițiilor de pictură pe pânză și porțelan, organizat de Clinica Oftalmestet din București, în parteneriat cu Uniunea Națională a Artiștilor din România, sub patronajul fundației Dr. Schmitzer. După primul vernisaj, mi s-a părut o idee grozavă. Parcă clinica s-a însuflețit. Pacienții erau mult mai relaxați. Artiștii din UNART, care sunt mari actori, mari regizori de teatru, interpreți de muzică, balerini, au oferit cadrul unui dialog între arte, și așa se face că am găzduit în acest minunat loc o dublă expoziție. Pictura pe pânză semnată de Ana Ravliuc și pictura pe porțelan semnată de Ana Wagner, cu participarea artiștilor de la UNART și cu participarea quartetului Anima. Într-o lume a suferinței, cele două colecții, Ostrovul Speranței și Poveștile Anei, aduc lumină. Până în 30 noiembrie, puteți admira operele de artă expuse la Clinica Oftalmestet din capitală. Am simțit imediat, într-adevăr, că aici e locul pentru picturile mele, pentru o serie mai veselă, mai frumoasă, cu speranță. Pictez de la 6 ani. Am idee principale iubire. Iubirea față de Dumnezeu, de om, de femeie, de viață. Din momentul în care am deschis micul magazin galerie în care ne-am expus obiectele lucrate în atelierul nostru, într-adevăr a devenit o afacere. Este o afacere de familie. Oftalmestet, business medical românesc, lansat în 2008 în urma unei investiții de 1 milion de euro, este unul dintre puținele centre private de excelență în oftalmologie din România. Clinica, deschisă de soții Speranța și Gheorghe Schmitzer, aduce, pe lângă tehnici moderne de chirurgia cataractei, și o supra-specializare, chirurgia oftalmologică plastică și reconstructivă. La 3 ani de la inaugurare, cei doi antreprenori au înființat Fundația Dr. Schmitzer cu scopul de a facilita persoanelor defavorizate din mediul rural accesul la un act medical de calitate. În paralel, Fundația se implică în organizarea și susținerea de evenimente culturale alături de Clinica Oftalmestet, denumită și Clinica Artiștilor. Membrii UNART pot să vină în clinica noastră și beneficiază de serviciile clinicii cu o reducere semnificativă. Sunt niște oameni pe care i-am văzut sau îi avem în mintea noastră de pe scenă, de pe ecran, din spectacole, dar în spatele acelor personaje care sunt jucate, ei sunt niște oameni care au problemele lor de viață, problemele lor de sănătate. Caravana Zâmbet de Copil este un exemplu de responsabilitate socială oferit de medici și antreprenori italieni.
Il progetto è rivolto a Overland for Smile 2013 a fost o ediție foarte interesantă. Echipe formate din medici, dentiști, igieniști și asistenți și-au oferit munca voluntară în favoarea copiilor instituționalizați. Într-un camion dotat precum un cabinet stomatologic specializat, italienii au traversat mii de kilometri și au oferit gratuit consultații și tratament. Din 2006, în fiecare an, din iunie și până în septembrie, asociația este prezentă în România. În cei 8 ani, aproape 10.000 de copii au fost tratați benevol de peste 500 de medici și asistenți. Au avut loc mai mult de 30.000 de intervenții în 263 de centre din 34 de județe ale țării, a confirmat doctorul Lionello Grossi, președinte Overland for Smile. Proiectul s-a realizat datorită sponsorilor și implicării antreprenorilor, o parte dintre ei organizați în cercul întreprinzătorilor italieni din România. Cu ocazia acestui eveniment, excelența sa, Diego Brasioli, a dat exemplu și alte proiecte ale organizațiilor non-guvernamentale. Il settore dell'assistenza, per esempio, ai bambini, alcuni progetti come il progetto Centrul Policino din Petroșani face o treabă foarte bună organizând programe după școală pentru copiii din mediile sărace. Și pentru că este de actualitate, vreau să știți că la Cernavodă se desfășoară programul Salvați Câinii. Împreună cu autoritățile locale am construit un adăpost pentru câinii fără stăpân, unde aceștia sunt îngrijiți și hrăniți. Trattati bene. Lucruri minunate, telefoane de la domnul Andrei, spune așa, că un pantof care nu este făcut bine afectează coloana vertebrală și centrii nervoși din talpă. Pisicile, în altă ordine de idei, pisicile sunt cei mai buni prevestitori ai cutremurelor. Și îmi spune colegul meu că în vorbirea cu domnia sa, i-a spus că încă n-a făcut 80 de ani. Noi așa reținusem, dar oricum vă dorim să faceți mulți peste 80 de ani, domnul Andrei, iar la noi să vă uitați cât mai mult. În același timp, spune, văzând și ultimul reportaj, spune că în Israel, în holurile marilor hoteluri, se fac astfel de expoziții în așa fel încât artiștii să fie ajutați. Știți că eu am furat multe de la dumneavoastră și multe idei din astea, inclusiv cu sponsorizările, cu plăcuțele acelea care se pun la intrare și care au dat idei bune și au făcut mulți și pe la noi la fel. Mai dați-ne idei și noi le multiplicăm. Aș vrea, pentru că mai avem doar 3 minuțele, nici atâtea întregi, să ne spuneți ce vă propuneți pentru perspectivă. Și mă întreabă din regie colegii dacă, de exemplu, ați luat fonduri europene. N-am luat și nu cred că o să iau fonduri europene, pentru că durează prea mult procedeul și, din fericire, mă pot finanța. Asta este un lucru. E mare lucru, e foarte bine. Și ceea ce îmi propun este să reușesc să fiu pe măsura clienților. Dacă aș reuși asta, ar fi ceva. Da, dar vedeți că deocamdată dumneavoastră formați clienții. Fiind primul și cel mai mare din țara românească, în mod normal aveți șansa asta formidabilă de a forma clienții. De-aia ar trebui să se facă emisiuni speciale cu investitori ca dumneavoastră. Emisiuni în care, să vă aducem 3 minute pe zi, dar n-are 3 minute să spuneți, uite care e rolul cutărui produs, uite cum s-ar face cu tare, uite, ai nu știu ce din aia, uite așa să faci. Credeți să greșesc? Nu aș fi potrivit pentru o asemenea emisiune, vă spun de ce, pentru că nu sunt specialist, eu știu cum să-l fac. Înțelegeți ce vreau să spun. Am înțeles de la început. Am înțeles. Domnul Vajdea, dumneavoastră, ca perspectivă, înțeleg că treaba cu forța de muncă e grea, dar ce faceți? Că, așa cum dumneavoastră vă școliți, poate reușiți și pe alții să-i școliți și în condițiile astea să o ducem mai bine. Deci nu știu multe magazine sau firme în România în care clientele, că ne axăm 80% pe călțăminte și poșete de damă, să aibă posibilitatea să-și aleagă o mostră de piele, o culoare anume și să spună aș dori modelul acesta de pantof și modelul acesta de poșetă sau de plic. Dacă are o poșetă la care ține foarte mult la ea și s-a învechit, poate să o aducă să o reproducem. Deci prin aceste preocupări să sperăm că vom reuși să trecem peste acești ani grei.
Să dea Dumnezeu, eu vă doresc succes și vă mai așteptăm pe aici atunci când aveți lucruri frumoase și lucruri deștepte. Sper ca ce am văzut la expoziție să văd peste tot pe toate meridianele lumii, iar la dumneavoastră, așa cum aveți deja exportul peste tot pe unde pui degetul în lume, să aveți export peste tot. În același timp, nu putem să terminăm emisiunea până nu mulțumim telespectatorilor pentru bunul simț, pentru drăgălășenia, pentru toate lucrurile astea frumoase pe care le transmiteți înapoi și pentru care vă mulțumim. Așa cum spun Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă uitați pe canalul televiziunii publice, pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!